Începe? Deci eu de mult am vrut să ies mai des în schemă informațiilor publice, deci, însă treburile nu mă lăsau în... Eu cer scuze de la toți cei care au așteptat ceva mai mult la mine, însă a fost imposibil ca eu să fac mai multe. Și dacă cineva acum dorește să facă legătură cu mine, eu am telefonul 0731-763-983 în România, în București. Mă aflu, deci aici am venit din cauza sănătății, am avut o intervenție chirurgicală anul trecut, timpul ăsta. Mă pregătesc de a doua intervenție, dacă cred că va fi necesară. Și totodată încerc să-mi rezolv problemele de la Chișinău și care au apărut aici la București. Datorită celor din Chișinău, în mare parte, la Chișinău, deci eu am vreo 3 dosare, 2 dosare penale, dintre care una a fost intentată cu 2005 la comanda domnului Poroșenko, care nici n-a fost anchetat, deoarece dacă ar fi fost anchetat, abia să atingă interesul lui Poroșenko și echipei de la conducerea Republicii Moldova de prin anii 2004-2005 și până în 2010. Poroșenko acela despre... Poroșenko care astăzi e președintele Ucrainei. Și el cred că și acum are multe interese în Republica Moldova, Transnistria mai ales. Și credem că în timp cel mai putea, poate și poporul ucrainean va scăpa din el. Deoarece nu are șansă să câștige alegerile viitoare în Ucraina. El a avut legături strânse cu conducerea Republicii Moldova și cred că acum încă mai strânse le are. A doilea dosar penal a fost făcut pentru a compensa neputința autorităților în primul dosar penal, datorită acestui dosar penal și faptul că eu am cerut anchetarea și cer anchetarea omorului fratelui meu, deci avocatului Rotaru, deci acapărarea averii fratelui meu și a averii fiicilor mele și împiedicării executării unor hotărâri judecătorești care au fost în favoarea mea și alte acțiuni, faptul că eu nu m-am dezis de unele de a reprezenta interesele unor cetățeni Republicii Moldova la CEDO, de exemplu interesele lui Rimski, interesele mele, eu am 2 dosare la CEDO, dintre care unul a acceptat de autoritățile din Strasburg, deci de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Unul, deci de 6 ani de zile, CEDO nu se hotărăște să ia vreo decizie, să-l admite sau să nu-l admite, deci, și aștept și acolo, deci ceva, am vrut să, va fi, cred că voi comunica aparte despre dosarele clienților mei și a mele la CEDO. Am vreo 3 dosare, inclusiv una al meu și 2 a clienților mei acceptate, și care vreo 5 ani de zile nu se mișcă deloc acolo și vreo câteva dosare care în general de 6 ani de zile, deci nici admise nu sunt, nici respinse, ca stau acolo și sprăfuiesc în saltarele CEDO. Deci e situație și am aici în România 3 dosare, dintre care 2 în contencios și unul civil. Unul civil, iată numai ce l-am, cred că a rămas, aștept hotărârea, trebuia să o iau alaltă ieri hotărârea, s-a judecătorul amânat promulgarea, deci hotărârea pe 2 săptămâni, pe data de 4 decembrie, sper că 5-6 decembrie primi hotărârea la mână și poate să mai clarifica situația în partea, ce se referă la situația mea financiară, la situația mea în România în general și acum cred că mă preocupă foarte mult și mă voi ocupa în special de alegerile care vin în Republica Moldova și inclusiv și în România vor avea loc alegeri europarlamentare, alegeri prezidențiale la peste un an de zile și eu cred că voi participa activ în aceste procese. De aceea și astăzi aș vrea să subliniez în special că nu de mult m-am uitat, întâmplător am dat peste faptul că domnul Mocanu destul de des iese în YouTube. Sergiu Mocanu, da, el în fiecare miercuri acolo încearcă să spună la lume ceea ce gândește el și pune grind opoziția din Republica Moldova pe cei care luptă împotriva Partidului Democrat, în special pe Năstase Maia Sandu, Natalia Morar și chiar am fost uimit că domnul Mocanu
apărând în YouTube, în spațiu public, deci în fiecare săptămână, nici nu se pregătește el deloc de ceea ce are de gând să spună când apare în internet, pentru că ce e straniu ceea ce vorbește el. De exemplu, ultima care am văzut eu discurs al lui, el a vorbit despre blocarea alegerilor și după ce a înțeles că, în general, e aberant să vorbești despre blocarea alegerilor, care el recomanda să facă Năstase și Maia Sandu și ceilalți opoziții. Boicotare, încă, da? Boicotare, ce-am spus, boicotarea alegerilor, când Partidul Democrat, Partidul Socialiștilor, și asta era în folosă favoarea lor, evident, propunerea lui Mocanu. Când el a înțeles că asta e, și un copil poate să înțeleagă ce cere el și roagă și se luptă și nu știu ce vrea să tot să întâlnească, să discute, să boicoteze sau să nu boicoteze, el a început să spună că nu, el n-a cerut boicotarea alegerilor, el a cerut că boicotarea campaniei preelectorale. O altă aberrație, cum să blochez sau să boicotez campania preelectorală. Este o campanie care vrea de ea să-și spune ce vrea. Cine e în corpul lui Mocanu să boicoteze, să blocheze campania preelectorală? Poate e singura ocazie pentru opoziție să apară la televiziunea publică, de exemplu, în dezbateri. Ce dezbateri? Pe anume, că despre programe partidilor se discută. Dacă Partidul Democrat are programe, cu ce programe iese la alegeri, vine la alegeri, ce programă are Maia Sandu, ce programă are Năstase, ce programă are Partidul USAT, Partidul nostru, Partidul Socialist, ce programe. Se discute programe, dar se discute despre boicot sau blocare sau nu știu ce acolo, sau campanie împotriva, ca în general să fie loc alegerile, asta e la mâna lor acest, Partidul Democrat. Partidul Democrat ce-i trebuie lui alegeri? Lui nu trebuie alegeri, el este impus să facă alegeri și alegerile astea le poate pierde. Și cum o să pierdă Partidul Democrat alegerile, eu o să încerc să discut puțin mai târziu. Dar domnul Mocanu, în general, nu de mult eu l-am auzit pe dânsul vorbind în YouTube despre că el e pentru proprietatea privată, că el e pentru capitalism. Dar cine e împotriva proprietății private? Cine e împotriva proprietății private? Nimeni nu poate fi împotriva proprietății private. Domnul Mocanu poate ști că proprietatea privată constă din proprietatea personală, individuală, cum se numea înainte, în timpul comunismului, proprietatea. Mai este privată, proprietate privată, comună, adică de atât noi facem un SRL împreună. Tu ai cota ta, eu am cota mea, deci pe baza proprietății private apare o proprietate colectivă, comună, cum se numește. Și proprietatea publică. Dar de ce? Domnul Mocanu vrea să spună că el e potriva proprietății publice, potriva proprietății statului, de exemplu. Proprietatea publică, în principiu, are la bază proprietatea privată. Nici trebuie să fie cam prost sau nebun, că spui că ești împotriva proprietății private. Și domnul Mocanu a spus că el e pentru capitalism. Dar care e capitalism, domnul Mocanu? Cel sălbatic. Liberal, democrat, sau mai este și capitalismul acum, care l-a adus pe Plohotniuc la putere. Capitalismul oligarh, care în principiu este cum pas în socialism înseamnă. Mai devreme sau mai târziu, sfârșitul oligarhilor e aproape. Eu cred că să nu uite domnul Mocanu că socialismul, care el critică pe Năstase și Maia Sandu, că aceea este pentru socialism. Socialismul e în țările europene, mai ales nordice. Norvegia are în întreprindere care administrează gazul, asta e Norvegiei, are 70% proprietate publică a statului. Și ei au partide socialiste. De exemplu, Timmerman din Olanda, care e șef la Uniunea Europeană, Consiliul Europei sau ce mai este el, el e socialist. Sau domnul Mocanu nu știe, ci domnul Mocanu e împotriva socialismului? El a spus că e împotriva socialismului, așa are ies. Păi unde dorești, domnul Mocanu? În capitalismul sălbatic sau în socialismul european? Din nord mai ales. A Olandii, a Norvegii, a Danii, a Suediei. Eu dau un sfat domnului Mocanu, dacă o să mai aud asemenea, eu o să mai spun despre el mai și alte circumstanțe, o să descriu, dar eu i-aș recomanda să gândească, în primul rând, ceea ce spune în internet. Îi doresc succes și sănătate, dar eu vreau să-i spun că el a
distrus în principiu lozinca anti-mafie, a compromis partidul, mișcarea anti-mafie și acum încearcă să compromită opoziția. Și eu vreau să subliniez că el se compromite pe sine. Eu nu știu cine îl ascultă pe dâși, cine îl mai finanțează. Să fie sănătos și să finanțeze mai departe. Mulțumesc!